Părinții au realizat pregătirile pentru noul an școlar la Shopping City Suceava în perioada 1-22 septembrie prin campania Câștigă o tabletă pentru școală. Astfel, copiii au avut șansa de a obține premii atractive pentru școală. Două imprimante multifuncționale, trei ghiozdane echipate și marele premiu, o tabletă de ultimă generație Samsung Galaxy Note, au fost puse în joc drept răsplată pentru clienții fideli care au participat la această campanie. Astfel, rezolvarea temelor poate fi o plăcere pentru învățăcei. Pentru a participa la tombolă, clienții au făcut cumpărături de minim 100 de lei pe un singur bon de casă din oricare magazin din incinta Shopping City Suceava, inclusiv din hipermarketul Carrefour. Au completat talonul de participare și l-au introdus în urna special amenajată din fața magazinului Leonardo. Câștigătorul marelui premiu este Sorin Petru David, în vârstă de 33 de ani din Suceava. El a participat la tombolă cu un bon de cumpărături în valoare de 196 de lei din magazinul Mariono. Câștigătorul a venit însoțit de familie la Shopping City Suceava pentru a-și ridica tableta. Pe primul premiu câștigat de dumneavoastră la o astfel de tombolă? Da, da, sigur. Un parfum din magazinul de parfumul Mariono. A fost o mare surpriză. Mă gândeam că e o glumă pe telefon și am rămas foarte surprins, plăcut când am aflat vestea. Cred că eu o să-i fac cadou fetiței. O să descurce, că eu mai am un laptop. 3 ani și 2 luni. Da, și vreți să o specializați? Da, deja este specializată, că am, mai am un laptop, tot Samsung, la not, tot de aici, din Shopping City. Și... Sunteți instructorul ei? Da, da, sigur. De la un an cam are atracție față de electronici. Și micuța familiei Maria, de doar 3 ani, s-a bucurat enorm la auzul veștii că marele premiu va ajunge proprietatea ei. Și te vei juca pe ea, am înțeles că o să ți-o facă cadou. Care i-a bat pisica, asta, wow. Care avea încă, asta o bat. Așa, îți place să te joci, nu? Pe calculator. Hmm? Ce jocuri îți plac? Doi pisici. Doi pisici. E premiul tău? Da, e meu. Iată. Am înțeles, dar spune-mi, o să ți le-i la școală? Da. Mm-hmm. Mergi la grădiniță? Da, merg la grădiniță. Și îți place? Da, eu merg mâine. Mâine mergi la grădiniță, da? Da. Ok, noi îți dorim succes, Maria. Da. Mm-hmm. Pa! Pa! Anca Ciutac, specialist în marketing, a oferit mai multe informații despre campania recent încheiată, dar a adresat o invitație clienților fideli de a reveni la Shopping City, pentru că în următoarea perioadă îi așteaptă noi surprize, noi oferte. S-a încheiat campania Câștigă o tabletă pentru școală. Pentru a veni în sprijinul tuturor celor care s-au pregătit pentru noul an școlar, Shopping City Suceava a demarat o campanie de promovare a reducerilor și ofertelor de Back to School a magazinelor din incinta Shopping City Suceava, dar și o tombolă cu marele premiu, o tabletă Samsung Galaxy Note și alte premii atractive pentru școală. Felicitări tuturor câștigătorilor și invităm clienții să viziteze Shopping City Suceava și în perioada următoare, pentru că îi așteaptă campanii și premii valoroase. Shopping City Suceava desfășoară în luna septembrie Festivalul Blugilor, o campanie dedicată iubitorilor celui mai popular material din lume, denimul. În fiecare weekend din această perioadă, clienții care achiziționează produse din denim de minim 50 de lei vor câștiga instant un voucher de cumpărături în valoare de 20 de lei. Magazinele din Shopping City Suceava au pregătit pentru Festivalul Blugilor o gamă variată de produse vestimentare din denim, atât pentru copii și adolescenți, cât și pentru adulți. Astfel, cei care vor să-și înnoiască garderoba cu ultimele modele de blugi, jachete sau alte produse din denim pot profita de oferte inedite prezente în centrul comercial. Pentru a putea intra în posesia voucherelor puse în joc, clienții trebuie să se prezinte cu produsele cumpărate și bonul de cumpărători la infopointul amenajat în fața magazinului Leonardo din incinta centrului comercial.